În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită și eroii lui aproape de inima ta. Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții. Ce moment din sport te-a emoționat? Cel mai emoționant moment a fost o transmisiune în direct din Piața Constituției. Un cort imens cu videoproiectoare și un panou pe care urmăreau suporteri mulți bărbați. Un meci de fotbal România-Italia, sper că nu greșesc, nu mai mi-amintesc exact anul, dar mi-amintesc că eu ca o floricică am discutat și am vorbit despre meci. Eu nu prea știu atât de multe despre meciurile de fotbal, îi admir pe cei care cunosc atât de multe, nu am fost atât de pasionată de meciurile de fotbal. Ce sport practici? Nu, spre rușinea mea nu practic niciun sport. Nu. Da, într-adevăr, în timpul copilăriei mergeam pe munte, munții Lepșa, din zona Soveja-Vrancea. Acolo ne petreceam de obicei vacanțele, vorbim de înainte de Revoluție și imediat după. Nu, n-am mai practicat. Port ochelari de ceva de când eram mică și mi-a fost de fiecare dată teamă să nu care cumva să mă lovesc, să mi se spargă ochelarii, chestii de genul ăsta. Și din cauza asta n-am practicat niciun sport. Dar îmi place foarte mult să mă plimb. Mult. Mă plimb foarte mult. Sportivul român pe care îl admiri? Îmi vin în minte în acest moment două doamne, Camelia Potec la înot, mamă care chiar te impresionează așa, știi, și acum te impresionează felul în care ea se luptă pentru acest sport și pentru ca toți tinerii să facă înot. Și Ana Maria Brânză, scrimă, știi, pentru o femeie scrimă, știi, pare așa, știi, un pic mai masculin. Mi-a plăcut mult și de fiecare dată îmi imaginam, știi, cum sunt la Tom și Jerry, tușe, pussycat, știi? Ce le-ai spune românilor ca să facă sport? Cred că e nevoie să faci sport și cred că lucrul acesta se poate învăța doar de când ești mic. Încurajez nepoții să meargă cu bicicleta, să-și practice orice fel de sport, de la schiuri, not și toate cele, și chiar îi ajut și îi sprijin în acest sens. Vezi interviul integral pe paginile noastre de socializare. Jocurile Olimpice Paris 2024 se văd din 26 iulie la Televiziunea Română.